Din 2024, antreprenorii vor prezenta mai puține rapoarte. Vor fi eliminate 15 rapoarte din cele 92 percepute de Biroul Național de Statistică și Serviciul Fiscal de Stat. Altele 9 vor fi digitalizate, iar 14 vor fi simplificate semnificativ, fiind redus conținutul acestora. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul unei conferințe de presă. Ministrul a mai menționat că peste 90% din toți cei peste puțin 4.000 de deținători de patentă au tranzitat la activitatea independentă sau la regim de SRL. Până în prezent au fost emise circa 2 milioane de bonuri fiscale, în sumă totală de peste 325 de milioane de lei. Amintim că de la 1 iulie toți deținătorii patentei de întreprinzător au fost obligați de lege să tranziteze spre activitatea independentă și să ofere cumpărătorilor bon fiscal. Cheltuielile necesare procurării aparatului de casă sau reamenajării spațiului comercial sunt compensate de către stat. Valoarea compensațiilor alocate este de 23 de milioane de lei.